În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului. Adevărat zic vă, de nu vă veți întoarce și nu veți fi precum pruncii, nu veți intra în Împărăția Cerului. Sfânta Evanghelie după Matei, capitolul 18, versetul 1. Preacucernice Părinte Consilier, Preacucernice Părinte Protor, Preacuvioși și Preacucernici Părinți, Preacuvioase Maici, Doamna Prefect, Domnule Primar, onorate oficialități și iubiți frasesor, am venit cu multă bucurie la această zi importantă să săvârșim liturghia aici, la Câmpia Turcii. E zi importantă pentru că, după cum știți, e odovania tramului Bisericii Dumneavoastră. Și în același timp s-a nimerit ca odovania aceasta să fie la 1 iunie, zi dedicată copiii. Atunci când la conferința mondială de la Geneva din august 1925 s-a adoptat declarația pentru protecția copilului, foarte bun lucru s-a făcut. Și apoi de prin anii 50-50 și ceva, această zi a copilului să se călătorește și la noi. Și de aceea mi-am început cuvântul cu ceea ce spune Domnul Iisus Hristos referitor la copii. Ucenicii s-au apropiat de el și erau preocupați de felul în care arată un cetățean al Împărăției. Cum arată un om care va intra? Și Domnul Hristos, în Evanghelia după Matei, în capitolul 18, a spus lucrul pe care l-am și citit. În ceasul acela, s-au apropiat ucenicii de Iisus și i-au zis, cine oare este mai mare în Împărăția Cerului? Și chemând la sine un prunc, l-a pus în mijlocul lor și a zis, adevărat zic vouă, de nu vă veți întoarce și nu veți fi precum pruncii, nu veți intra în Împărăția Cerului. Deci cine se va smeri pe sine, ca pruncul acesta, acela este cel mai mare în Împărăția Cerului. Și cine va primi un prunc ca acesta în numele meu, pe mine mă primește. Și cine va sminti pe unul dintre aceștia mici care cred în mine, mai bine i-ar fi lui să îi se atârne decât o piatră de moară și să fie afundat în adâncul mării. Am încheiat citatul de la Matei și este concludent. În această zi importantă, ziua copilului, ne aducem aminte cât de important este să ne preocupăm de ei, să ne preocupăm de copii. Dacă ei sunt icoana cetățeanului Împărăției lui Dumnezeu. Să ne ocupăm de ei, învățăm din Sfânta Scriptură, în Cartea Pildelor. În capitolul 22, versetul 6, citim, deprinde-l pe copil cu purtarea pe care trebuie să o aibă și nici când va îmbătrâni, nu se va abate de la el. Acum, am zis că Sfânta Scriptură în multe locuri subliniază cât de importantă este această misiune de a avea grijă de copil, de a învăța pe copii, de a-i forma pe copii.
Sfântul Pavel a avut mulți ucenici. Unul însă îi era preferat. E vorba de Timotei. În a doua epistolă către Timotei, în capitolul 1, în versetul 4, Sfântul Pavel aliază un lucru foarte, foarte important. Important pentru noi, pentru părinți și pentru bunici. Și zice Sfântul Pavel așa, îmi aduc aminte de credința ta neprefăcută, care, precum s-a sălășuit întâi în bunica ta Loida și în mama ta Eunichii, tot așa sunt încredințat că și întru tine, bunica și mama, mlădiază sufletul copilului și nu va uita copilul niciodată de ceea ce primește de la bunica și de la mama. Pentru că zice lucrul acesta înțeleptul Solomon, învață-l pe copil cu purtarea pe care trebuie să o aibă și nici când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea. Acum, faptul că este modelul cetățeanului împărăției lui Dumnezeu, copilul, îl subliniază și marele nostru teolog, Nichifor Crai. El a avut contei și a scris cărți mai multe. Și o carte de-a lui se intitulează Nostalgia Paradisului. Și îl prezintă pe copil, care este prototipul creștinului care vrea să intre în rai. Vă citesc doar câteva fraze. De felul în care îl vede Nichifor Crainic pe copil și implicit pe creștinul care vrea să ajungă. Care e lucrul pruncilor? Pruncul de se va bate plânge și împreună cu cei ce se bucură și dânsul se bucură. Dacă va fi ocărât, nu se mânie. Dacă va fi slăvit, nu se înalță. Dacă vor cinci pe altul mai mult decât pe el, nu pizbuiește. Dacă vor oale lui, nu se turbă. Dacă vor lăsa puțin ca moștenire, nu știe. Nu intră în judecată cu cineva. Nu se ceartă. Nu urăște pe vreunul. De va fi sărat, nu se întristează. Dacă este bogat, nu cugetă în alt. De va vedea muiere, nu o poftește. Dulceață sau grijă nu-l stăpânește. Pe nimeni nu judecă, peste inimă nu domnește, nimănui nu zavistuiește. Nu se înalță în ceea ce nu știe. Nu ia în râs pe cei de aproape. Vrajbă nu are cu cineva. Nu se fățărnicește. Nu caută cinstea lumii acestei. Nu caută să adune bogăție. Nu iubește iubirea de aceea, nu e obrajbă. Nu iubește pricirea. Nu învață cu patimă. Nu poartă grijă pentru ceva. De-l vor dezbrăca. Nu se întristează. Nu ține la voia sa. Nu se teme de foamete, nici de făcătorii de rele. Nu se teme de fiară, nici de război. De va fi prigoană, nu se tulbură. Aceasta este icoana copilului pe care ne prezintă Nichifor Crainic, îndemnându-ne ca să dorim și noi să ajungem în paradis. Să avem nostalgia paradisului. Dar având nostalgia paradisului, trebuie ca și viața noastră se consume cu această preocupare spirituală înaltă. Acum, dacă înțeleptul Solomon ne zice că trebuie să ne îngrijim de a-i forma pe copii, ne întrebăm cine are datoria de-i formeze pe copii. Și subliniez lucru pe care îl știți, frății de voastre. Trei instituții trebuie să aibă grijă de copii.
întâi familia, mama și tata. Apoi, școala trebuie să aibă grijă să-i fărmească. Și biserica. Preotul trebuie să aibă grijă de copii, să-i catehizeze pe copii, să facă programe cu copii. Aceste trei instituții sunt datoare să informeze pe copii. Ne aducem aminte de lucrurile acestea întotdeauna, dar în mod special astăzi, de 1 iunie, zi pe care conferința mondială de la Geneva, din 1925, a înținat-o copiilor. De aceea am zis că odovania praznicului hramului bisericii dumneavoastră s-a potrivit să fie o dată cu ziua copiilor. Și bine s-a potrivit. Acum, în lumea noastră, vedem și multe derapaje de la această îndatorire pe care o au și părinții, și biserica, și școala. Vedem multe derapaje. Chirpim cât putem. Și, ca să fie plastic în vorbire, un mare pedagog, Ian Amos Comenius, zice așa. Omul, ca să fie om, trebuie să fie format. Zice lucrul acesta în cartea lui de căpătăie, Magna Didactica. Și ce se întâmplă dacă cei ce au datoria de a-i forma pe copii nu se preocupă de lucrul acesta? Zice el, iată ce se întâmplă. Ce este un copil bogat și needucat? Un biet purceluș îngreșat cu tărețe. Și ce este un copil sărac și needucat, neformat? Un biet măgăruș condamnat să ducă poveri. Și ce este un copil frumos? Frumos și needucat. Un biet păgun împodobit cu pene. Așa că noi, meditând la importanta misiune de a-i forma pe copii, atât în casă, cât și în biserică, cât și în școală, meditând la aceasta, astăzi când este ziua lor, încă o dată ne punem problema, văzând totuși câte derapaje sunt în lumea în care trăim noi. Și rugăm pe Dumnezeu să ne ajute ca această misiune de formare a copiilor să o facem foarte bine. Hristos a înviat! Adevărat, a înviat!